Sunt foarte încântat că soția mea, Lisa Bevier, e aici astăzi. Vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri despre pustie pentru o analiză mai profundă. Avem niște întrebări foarte bune, nu-i așa? Da, mi-am luat ochelari, fiindcă azi te voi asalta cu întrebări dificile. Urmează o sesiune foarte intensă. Arăți foarte oficial astăzi. Așa mă și simt. Mai întâi vreau să vă mulțumim. Ne bucurăm că ne contactați. Ne place că ne puneți întrebări și ne ajută perspectivele voastre. Sunt încântată că mă pot alătura vouă. Ieri am avut niște sesiuni uimitoare. Deci, prima întrebare. John, cum îți dai seama că ești într-o perioadă de pustie? De unde știi? Ei, pustia este perioada în care Domnul ne dă doar ce avem nevoie, nu ce ne dorim noi. Și alt aspect al pustiei, fiindcă subiectul este atât de vast și fiecare om e diferit, personajele din Biblie erau în deșert, pe un pământ arid cu cactus și cu toate celelalte, dar pustia noastră se află mai mult în suflet. Și îmi place să o descriu în felul următor. Este perioada când Dumnezeu pare la milioane de kilometri distanță. Prezența Lui tangibilă și promisiunile făcute de El vă par și mai departe. Nu e o vreme când El vă respinge, ci când vă aflați deoparte. E perioada când El vă pregătește pentru promisiunea ce v-a făcut-o. Aș vrea să revin la ceva ce ai spus la început. Ai afirmat că pustia e vremea când Domnul ne dă ce avem nevoie, nu ce dorim. Corect. Biblia a spus că Dumnezeu ne împlinește nevoile și că uneori nu ne împlinește dorințele. Tu nu spui că doar fiindcă nu primești ce vreau, mă aflu în pustie. Dacă Domnul îmi împlinește nevoile de bază. Nu e neapărat așa, dar totuși poate fi un semn că mă aflu într-o pustie. Dumnezeu le-a dat evreilor pâinea de fiecare zi, aveau mana. Deci nevoile le-au fost împlinite. Da, dar mâncau aceeași hrană 40 de ani și vedeau același peisaj 40 de ani, purtau aceleași haine 40 de ani. El le-a purtat de grijă, nu s-au culcat niciodată flămânzi, dar nu au primit ce și-au dorit totdeauna. De aceea, promisiunea Lui pentru ei avea o însemnătate deosebită. Vă voi duce într-o țară bogată, cu râuri și văi, cu ogare roditoare. Era ceva ce nu văzuseră încă. Am putea spune atunci că pustia ajută la crearea unui apetit pentru ceva anume? Așa cred. Ok. Dar ceea ce urmărește Dumnezeu este mai întâi ca pustia să creeze un apetit pentru El. Absolut. Și apoi să avem parte de ceva încântător, căci El vrea să ne binecuvinteze, dar El e mai preocupat de caracterul decât de confortul nostru. Tu spuneai mereu, de ce am vrea țara promisă fără cel care Așa a promis-o? Este. Întotdeauna am simțit că pustia este vremea când descoperim care este dorința noastră supremă. Da. Iar ea depinde mai degrabă de cel ce face promisiunile, nu de promisiuni. Vezi, nu am vorbit destul despre subiectul următor în celelalte lecții, așa că am să-l dezvolt aici. Sunt din cale afară de uimit de Moise. A fost crescut în cea mai prosperă națiune a lumii de atunci. Gândiți-vă la casa lui, probabil cea mai frumoasă casă de pe planetă. Avea cea mai bună hrană. Putea mânca orice dorea, putea ieși cu orice fată dorea din toată țara. Poate obține orice își dorește. Dar când Moise pleacă din Egipt, el nu spune măcar o dată: îmi era mai bine acolo, vreau să mă întorc. Deși trăia în aceleași condiții ca israeliții. Sigur. Însă evreii locuiseră într-o mahala, mâncaseră resturi și nu avuseseră haine prea frumoase. Dar avuseseră praz și ceapă. Într-adevăr, au avut praz și ceapă. Erau sclavi, dar au ieșit din Egipt și s-au plâns într-una: vrem înapoi. În ce constă diferența? Moise l-a întâlnit pe Dumnezeu față în față la rugul aprins. De aceea, când i-a scos pe evrei din Egipt, i-a dus direct la munte, zicând: vreau să aveți și voi experiența mea. Dar când Dumnezeu coboară de pe munte, ei fug și spun: nu vrem așa ceva. Într-adevăr. Vrem să vorbești tu cu Dumnezeu, să ne spui tu ce zice și noi vom asculta. De aceea Dumnezeu îi spune lui Moise mai târziu, în Exod 33, știi ceva? Mergeți voi și cuceriți țara promisă. Păi vezi, eu am să trimit un înger cu voi, dar eu nu vin. Prezența mea nu va fi așa cu este. Voi. Moise a răspuns, în niciun caz. Da. Dacă le-ar fi spus evreilor cuvintele acestea, ei s-ar fi bucurat și ar fi plecat. Dacă erau gata să se întoarcă în Egipt fără Dumnezeu, s-ar fi dus și în bogata țară promisă doar cu un înger. Un înger în locul lui Dumnezeu. Dar Moise a zis, dacă prezența ta nu merge cu noi, nu ne duce acolo. Iar ei se aflau într-un loc al pustiei și al lipsurilor. Într-adevăr, îmi place lucrul acesta. Să trecem acum de la nivelul conceptual la cel personal. John, ce ai învățat tu în perioada ta de pustie? Am învățat în perioada mea de pustie că lucrarea creștină și promisiunile făcute mie de Dumnezeu nu erau cele mai importante.
Am descoperit că esențială era prezența Lui. Mi-o doream cu atâta disperare încât, când El se manifesta uneori, realizam că aceasta era ceea ce inima mea dorea cu adevărat. Sunt recunoscător pentru faptul acesta, Lisa, fiindcă am văzut mulți oameni urmându-și chemarea, fie în sfera economică, fie a educației, și care au făcut din asta un idol. Altfel spus, lucrarea devine mai importantă pentru ei decât El. De aceea vedem tragediile care au loc în lucrare, în familie, în domeniul economic, al educației, al sănătății, fiindcă oamenii nu au învățat că dorința noastră supremă, dacă suntem credincioși, este să fim în prezența Lui. Iisus. Asta e răsplătirea noastră. Într-adevăr, în timp ce vorbeai, mă gândeam la Iisus și la momentele când a fost în pustie, postind sau lipsit de prieteni, era singur și Satan a venit să-L ispitească prin lucrurile care l-ar fi putut sătura. Dar El a zis mereu, este scris, este scris, este scris. Și a arătat clar că noi trăim doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu trăim doar cu pâine. Și El a continuat să susțină că nu avem nevoie decât de Dumnezeu. Aceasta este poziția pe care ar trebui să o adopte inima noastră în perioada pustiei. Și întrebarea este, care este poziția inimii noastre? Pe ce ar trebui să ne sprijinim? Dacă mă uit la David și la pustia lui, etapa aceea a fost una intensă. Pe lângă faptul că trăia într-o pustie sau în alta, pe urmele lui era un împărat puternic, o armată puternică, încercând să-l omoare, nu-i așa? Saul nu era doar un împărat puternic, ci și un model patern care acum căuta să-l omoare. Ce devastator! Cred că sunt mulți oameni care se vor regăsi în experiența aceasta. Pentru David, Saul era un tată, David i-a spus părinte. Da, Saul era un tată. Așa este. Într-adevăr, deci el nu era împăratul, ci era... Era tatălui, era un părinte spiritual. Era o autoritate, un părinte, era o autoritate și relația cea mai apropiată pentru un fiu. Deci vedem un tată și un împărat. David a locuit în acel palat, era căsătorit cu fiica împăratului. Așa este, da. Cum ne raportăm inima la o asemenea situație? Trebuie că a fost greu, s-a simțit ca o victimă, respins, înțeles greșit, prezentat într-o lumină falsă. Cum te-ai raporta? Cel mai frumos lucru legat de David este perspectiva pe care o descoperim privitor la experiența lui citind psalmii. El a declarat în cartea psalmi, l-am pus întotdeauna pe Domnul înaintea mea. Îmi place cuvântul l-am pus. Dacă punem aparatul de aer condiționat la 22 de grade și afară e foarte cald, 30 de grade, aparatul va păstra în cameră temperatura fixată de noi, la 22 de grade. Dacă deschid ușa, se va face puțin mai cald înăuntru, dar după ce o închid, aparatul coboară temperatura la 22. David spune, da, sunt în situația aceasta, trebuie să mă îngrijesc de nevoile mele zilnice. Îmi trebuie o piatră pe care să-mi culc capul în seara asta, o peșteră în care să mă adăpostesc la noapte. Trebuie să fac aceste lucruri, dar când mintea mea e liberă, inima mea se îndreaptă din nou spre El. De aceea spune, Tu ești Dumnezeul meu, te voi căuta cu pasiune într-un loc uscat și însetat. El zice, mai bine să fiu un ușier în casa Dumnezeului meu, să-i pot privi frumusețea, decât să locuiesc în palatele răutății. Deci David și-a reglat bine sufletul în pustie. Știi, când scriam cartea ca diamantul, am remarcat cum David repeta mereu, Doamne, Tu ești stânca mea, Tu ești stânca mea, Tu ești locul meu de adăpost, ești refugiul meu într-un loc al foametei și al lipsurilor. Dumnezeu era stânca tare care i-a urmat pe Moise și pe copiii lui Israel prin pustie. Apoi David a fost cel care a căutat în toată perioada lui de pustie stânca aceea mai înaltă decât el. E minunat ce spui. De ce Dumnezeu pare că tace în pustie? E bine, dacă suntem sinceri, așa este, El tace. Isaia a scris în capitolul 45, Tu ești Dumnezeu care se ascunde. De ce se ascunde? Ca să ne pedepsească? Niciodată. Să ne abandoneze? Niciodată. Se ascunde ca să stârnească foame mai mare. Citiți în cântarea cântărilor, iubitul vine la ușă, bate, iar ea întârzie puțin, fiindcă privește prezența lui ca de la sine înțeleasă. Ea spune... Da, ea consideră prezența lui ca de la sine înțeleasă. Când ea vine în sfârșit, el nu mai e acolo, iar ea îl caută pretutindeni. L-ați văzut pe iubitul meu, l-ați văzut pe iubitul meu. Așa procedează Dumnezeu cu noi, fiindcă știe că noi trăim în fire. Cumpărați o mașină nouă azi și vi se pare veche în 2 săptămâni. Trăim în fire, nu-i așa? Dar Dumnezeu spune, eu vreau să ating inima ta. Vreau ca dorințele inimii tale să devină mai puternice decât cele ale firii păcătoase. Așa este. Dacă Dumnezeu ne-ar binecuvânta mereu la nivelul simțurilor, am rămâne niște prunci, vorbind din punct de vedere spiritual. Dar El spune,
Vreau să trezesc omul ăla lăuntric, să-l fac să mă caute, fiindcă astfel o să ajungi să găsești împlinirea. Deci el nu tace fiindcă e rău sau fiindcă vrea să ne tachineze, ci o face în folosul nostru. Țin minte vremea când încercam să înțeleg ce face Dumnezeu în perioada de pustie. Pentru mine, perioada aceasta este una de tăcere, ca un fel de întrerupere, când Dumnezeu... E bună idee. Când el pregătește... Îmi place ce spui. Scena nouă pentru voi. Așadar, aceasta este perioada noastră de tăcere. Da, plăcere. Da. Un scurt extras din cartea Fără Rival. Așadar, este perioada de tăcere, când pare că nu se întâmplă nimic. Cortina a coborât peste viața voastră, nu vedeți și nu auziți ce se petrece, dar eu pregătesc scena pentru următoarea perioadă. Îmi place faptul că el folosește această etapă pentru a ne încerca și a pune deoparte ceva uimitor pentru viitorul nostru. Îmi aduce aminte când am mers cu tine și cu Sofie să vedem Spărgătorul de Nuci, da, acum vreo două luni. Ții minte, a coborât cortina și dintr-o dată s-a ridicat, da, iar. Așa a durat 5-6 secunde. Așa, zis, wow, este, parcă s-a făcut ceva mare. Parcă suntem într-un loc cu totul diferit acum. E foarte bună comparația. Tragediile și pustia sunt unul și același lucru? Nu. O tragedie ar posibil fi, dar sunt întotdeauna? Nu. Să le analizăm puțin. Hai să vedem care este linia de demarcație. Este una pe care Iisus o arată foarte clar. El a spus că hoțul vine să ucidă, să fure, să distrugă. În lumea asta vom avea necazuri. De ce? Fiindcă El este Dumnezeul lumii acesteia, nu-i așa? Iisus a spus, eu am venit ca voi să aveți viață, să o aveți din belșug. Pustia nu e contextul în care Dumnezeu spune, o să treceți prin tragedie, o să vă învăț multe lucruri prin ea. Dumnezeu spune, te voi duce într-un loc unde tu vei cunoaște că nu trăiești numai cu pâine. Nu trăiești doar cu lucruri fizice, trăiești cu fiecare cuvânt care iese din gura mea. Acesta a fost mesajul pe care l-a spus copiilor lui Israel în pustie. Iisus i-a răspuns satanei, omul nu va trăi doar cu pâine. Nu încerca să mă faci să stau pe acest tărâm fizic. Știu că foamea revine, dar eu nu folosesc puterea lui Dumnezeu pentru a-mi mulțumi trupul. Dumnezeu se va îngriji de mine. Și așa a fost. El a trimis îngerii după ispitire și ei l-au hrănit. Vă puteți închipui? Dar scopul principal al pustiei este să înțelegeți ce doriți voi cu adevărat. Noi ca oameni suntem atât de confuzi. Da, e atât de mult zgomot în jur. Da, firea ne umbrește privirea. Suntem înconjurați de zgomot și nu știm ce vrem cu adevărat. Ce ne dorim într-adevăr și ce ne va aduce cea mai mare împlinire este prezența lui, ascultarea cuvântului. Gândiți-vă la serafimii care stau în jurul tronului său. Ei strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt. Avem un cântec pe tema aceasta. Oamenii cască, ațipesc în timp ce se cântă. Da, e un cântec minunat. Generația milenienilor spune, ok, frumos, nimic de zis, chiar dar... Chiar este un cântec minunat. El să îl va aduce înapoi în prim plan. O să-l aducă înapoi. Dar îngerii nu spun, Doamne, facem lucrul ăsta de 10 trilioane de ani. Putem lua o pauză? Vrem să mergem să vedem alte părți ale Universului? Da. Ei nu vor să fie nicăieri altundeva, fiindcă nimic din toată creația nu este mai de dorit decât să fie însăși în prezența Creatorului nostru. Nu cred că am explorat îndeajuns subiectul tragediei. Da, așadar, da, o tragedie, tragedii, iată care este părerea mea despre ele. Dumnezeu folosește tragediile? Da, nu, el nu este autorul acestor... El nu este niciodată autorul tragediei. El nu este niciodată autorul tragediei, dar o va folosi. Uneori, ceea ce noi credem că e o tragedie este de fapt un nou început. Țin minte că trăiam la un moment dat o tragedie la nivelul relațiilor. Dar Dumnezeu a zis, te voi scoate din relația aceasta și te voi duce într-o perioadă în care vei fi doar tu. Acum, puteam alege să privesc perioada aceea ca pe una singurătății și respingerii. Dar Dumnezeu spunea, nu, eu te aduc la mine. Cred că Dumnezeu poate folosi o tragedie. Tragedia poate fi aplicată unui spectru atât de larg. Așa este. Așa că trebuie să fim atenți atunci. Mulți oameni se întreabă dacă moartea unui copil sau îmbolnăvirea de cancer este tot una cu pustia. Nu. Nu este. Dar Dumnezeu va folosi și asta. Dumnezeu va răscumpăra întotdeauna. Da, El poate răscumpăra întotdeauna o asemenea experiență, folosind-o pentru creșterea noastră. Indiscutabil. Poate tu sau alt cunoscut de-al tău vorbiți o altă limbă decât româna? Doriți și alte învățături inspirate ale lui John și Lisa Biblia? Vizitați cloudlibrary.org. Acolo găsiți materiale video și alte resurse care pot fi descărcate gratuit. Alegeți limba, alegeți resursa dorită dintr-o bibliotecă vastă, cărți electronice, mesaje video, învățătură și cărți audio, emisiuni TV, Biblia și altele. Aflați mai multe pe cloudlibrary.org. Ok. Să spunem că cineva se află într-o perioadă de pustie și se simte atât de gol și sec încât de-abia se târăște de pe o zi pe alta.
Când ești într-o astfel de perioadă a pustii, cum păstrezi relații sănătoase cu alți oameni? Hei, în primul rând, ei sunt goi atunci. Nu am acoperit pe deplin subiectul acesta în celelalte lecții, dar când eu mă simțeam foarte gol, în perioada în care eram păstor de tineret și începeam atunci Messenger International, în acea perioadă de tranziție, 18 luni, când mă rugam într-o zi, Domnul mi-a arătat că pentru a înnoi burduful, el trebuie golit cu totul de vinul care este în burduful acela. Vinul reprezintă prezența tangibilă a lui Dumnezeu. Mi-amintesc într-o vedenie, am văzut o mână care întorcea burduful cu gura în jos. Burduful era gol de tot. Duhul Sfânt mi-a tras atenția asupra acestui fapt. Cum îmi slujeai în perioada aceea? Da, da. Urmează să ajung acolo. Ce anume făceai pentru mine? Ei bine, faptul acesta mă face să fiu flămând după Dumnezeu sau să caut cu sete nepotolită să-mi trăiesc, să-mi hrănesc firea. Voi face una dintre cele două, fiindcă trebuie să umplu cumva golul, nu-i așa? Într-o asemenea perioadă, purtarea corectă este să-L caut pe Dumnezeu mai mult, deși nu am parte la fel de repede de răspunsuri și de prezența Lui tangibilă, dar faptul acesta mă face să caut. Dar al doilea aspect important este să dăruiești în mod intenționat celor din jur. Deci, cu alte cuvinte, cum anume dăruiești? Tentația este să îți plângi de milă. Nu vreau să mă concentrez asupra mea. Am vorbit ieri despre lecția aceasta. Pentru bucuria care era pusă înainte, el a îndurat perioada aceea groaznică prin care a trebuit să treacă. Când continuăm să îi slujim pe alții, punându-i înaintea noastră, nu ne mai gândim la noi și la ce simțim atunci. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care credincioșii le-au de făcut în lume este să fie gata să slujească, fie pe Dumnezeu, fie pe oameni. Dacă facem așa, rămânem sănătoși. Știi, John, îmi amintesc că am trecut în căsnicie printr-o etapă care pentru mine a fost o pustie. Plângeam și spuneam, Doamne, mă simt de parcă aș trece printr-o perioadă de foamete. Îmi simt sufletul gol, nu simt dragostea pe care vreau să o simt, nici că o primesc de la tine. Și mi-amintesc că el mi-a răspuns clar, spune-mi că eu sunt de ajuns pentru tine. Da. Am început să mă închin lui Dumnezeu, fiindcă eu cred că este importantă partea practică. Da. Le pot spune oamenilor să slujească, dar dacă nu ai ceva viu în tine, nu poți sluji cu adevărat. Când am început să spun, tu mi-ești de ajuns, tu mi-ești de ajuns și să mă închin în pustie, am ajuns la un moment dat ca el să devină într-adevăr mai mult decât de ajuns pentru mine. Când el a devenit îndeajuns pentru mine și atunci am avut îndeajuns să dau și altora. Acesta a fost primul meu răspuns. Îl căutăm pe Dumnezeu mai mult decât atunci când nu suntem în pustie. Dacă mă uit în urmă la perioadele de pustie din viața mea, timpul petrecut cu Dumnezeu, fie singur într-un loc, fie studiind Biblia, era mai mult decât cel din vremurile roditoare, când mă aflam acolo unde el m-a chemat în locul rodirii. Pentru mine, a-L căuta pe Dumnezeu este altceva decât a-M închina Lui. Mă închin Lui fie că îl văd, fie că nu. Închinarea este altă unealtă. Deci oamenii citesc cuvântul, declară promisiunile Lui, caută fața Lui, dar el pare că se ascunde. Eu procedez astfel, când până când ies din pustie și îi spun Domnului cine este El pentru mine, exact cum a făcut David. Chiar dacă nu o simt. Iată o întrebare importantă. Face pustia parte din planul lui Dumnezeu sau e ceva ce putem ocoli? Absolut, fără umbră de îndoială. O putem ocoli? Nu, ea face parte din planul lui Dumnezeu. Oh, ok. Dacă nu vrem să fim aproape de El și dacă nu vrem să împlinim ce ne-a chemat să facem, atunci o să căutăm să ieșim din fiecare pustie. Ieri nu am menționat faptul că nu trebuie să căutați pustia. Duhul Sfânt vă va conduce spre ea. Nu. Iisus vine... Este botezat, iar Dumnezeu confirmă statutul lui în fața tuturor. El nu anunță pe rețele de socializare, ne întâlnim la Ierusalim, haide să facem o cruciadă. El este condus de îndată de Duhul în pustie, ca să fie încercat 40 de zile de diavolul. Deci, Dumnezeu nu va îngădui niciodată peste noi încercare pe care nu ne-a dat puterea să o biruim. Îmi place mult promisiunea aceasta, dar pustia e parte a planului divin pentru viața noastră, dacă vrem să fim aproape de El.
Sunt entuziasmat cu privire la cursul acesta, știind că o să-i ajute pe oameni să recunoască adevărurile acestea. Da, să nu se simtă respinși, părăsiți în pustie, ci să fie entuziaști. Spuneam ieri că la sala de forță nu a văzut niciodată un bărbat care să plângă fiindcă trebuie să ridice greutăți cu 5 kg mai mari. De fapt, e încântat cunoscând rezultatul. Vede bucuria care stă înainte, vrea bicepși, triceps mai mari, vrea un piept mai lat. Aceasta e bucuria care îl așteaptă. Aceasta e ilustrația care sper că îi va ajuta pe toți cei care parcurg acest curs să înțeleagă faptul că dincolo de fiecare pustie ne așteaptă o promisiune împlinită de partea cealaltă. O relație mai strânsă cu Iisus. Nu mă pot gândi la nimic altceva acum când sunt în mijlocul pustiei. Când mă vânează un împărat cu oștirea lui, când stau cu capul pe o piatră. Domn, pe o piatră? Mă refer acum la David. Nu mi se pare că pot să găsesc ceva alinător în împrejurul meu. Pentru că Dumnezeu vrea ca în momentele acelea, nu lumea fizică sau alte lucruri să ne aducă bucurie. Sigur. El încearcă să ne spună, eu te transform. Pentru că atunci când îți dau aceste lucruri să le administrezi corect, îmi place ideea. O voi repeta, David a stat 12 ani în pustie, Saul deloc. Da. Saul avea o falsă smerenie. Dumnezeu a zis lui David, te-am adus în pustie să te smeresc. David a ieșit de acolo cu o smerenie autentică. Saul avea una falsă. El s-a ascuns printre galabalâcuri, nu voia să fie împărat, dar după prima victorie a ridicat un monument în cinstea lui. Apoi a crezut că poate face ce Dumnezeu i-a spus să nu facă. Astea sunt lucrurile de care Dumnezeu ne ferește. Îmi place ideea. Saul a fost mereu un lider nesigur. David era sigur, dar nu de sine, ci de Dumnezeu. Voi face un scurt rezumat. Face pustia parte din planul lui Dumnezeu potrivit spuselor tale? Da. Dacă ea face parte din plan și dacă vrei să ieși din ea mai puternic, nu încerca să scapi din ea. Parcurge procesul. Deci, cum îți dai seama când e pe cale să se încheie perioada pustiei? Prin faptul că se răutățește. Ai spus povestea cu iarba? Da. Mi-o aduc aminte. Lisa nu a fost la înregistrările de ieri când am relatat-o. Mi-aduc aminte că ai venit acasă. Și ți-am spus, da, mi-amintesc reacția ta. Nu am fost deloc încântată. Dacă privim la David, pustia lui a fost intensă și cu timpul situația a devenit și mai dificilă. Ultimii 2 ani ai acelei experiențe au fost aproape insuportabil. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat cu amaleciții și ce au făcut la Ziclag. Au răpit soțiile lui David, apoi oamenii lui erau gata să se toarcă împotriva sa. Nu pot să-mi imaginez un scenariu mai negru. Ai locuit 12 ani în pustie, doar 600 de oameni de pe toată planeta îți mai sunt prieteni și acum ei se întorc împotriva ta. Vor să te omoare cu pietre pentru hotărârea ta. Dar David s-a încurajat și s-a întărit singur în Domnul. După doar câteva zile a devenit rege la Hebron. Doar după câteva zile. Și pentru Iisus a fost cel mai greu la final. Absolut. Da. De aceea cred că Biblia nu ne descrie cele 40 de zile, le relatează pe ultimele 3 care au fost cele mai grele. Dacă vă uitați și înțelegeți aceasta, am predicat din mesajul acesta acum câțiva ani. Cel mai mare atac împotriva recoltei vine chiar înainte să fie strânsă. Ții minte când am sădit roșii în Florida? Da. Erau atât de frumoase și noi atât de încântați. Mai era vreo săptămână până la coacere, când am plecat pentru 3 zile într-o călătorie și niște cosași atât de mari au mâncat toate roșiile. Atunci Dumnezeu mi-a arătat că atacul se îndreaptă împotriva recoltei. Fiindcă vrăjmașul vrea recoltă. Da. El nu vrea să o sădească, să o îngrijească, așa să e. O fure. Vă mai dau un exemplu. Ieremia era epuizat în urma pustiei pe care o străbătea și a zis, Doamne, de ce pare că nu mă pot bizui pe tine? Așa este. Domnul i-a răspuns, dacă ți-e greu cu pedeștii, ce vei face când vor veni dușmanii călare? Dumnezeu îi spunea, îmbărbătează-te, Ieremia, fiindcă va fi mai rău, nu va fi mai bine. Deci, când ajungeți în punctul în care ziceți, nu mai pot face niciun pas, cum mi s-a întâmplat și mie, și eu atunci am zis, Doamne, Tu ești credincios, nu puteam spune nimic altceva decât Tu ești credincios. După doar câteva zile, viața a început să se reverse din belșug. Așa știi că n-ai ieșit din pustie. Urmează o explozie de viață, în timp ce cortina se ridică și vezi scena nouă. Înainte de următoarea întrebare, vreau să subliniez ceva ce ai spus pentru cei care nu au reținut remarca. Când lucrurile s-au înrătățit, nu ai spus decât, Doamne, Tu ești credincios. Da.
Astfel, prin cuvintele tale apare ușa de ieșire, fiindcă nu te poți hrăni decât cu credincioșia lui Dumnezeu. Da. E pâinea și apa de fiecare zi. Ok, urmează o întrebare importantă. Ce faci dacă ai adus deja pe lume un Ismael? Dacă e ceva cu care trăiești în casă, ce faci cu el? Dă-i niște apă și pâine și trimite-l în pustie. Glumesc. Ai grijă de el. Dacă e ceva ce poți lichida fără să fie nimeni afectat, lichidează-l. Cu alte cuvinte, noi am dat viață... O traie de tip Ismael nu va fi niciodată... Vreau să fie foarte tocmai clar. Tocmai urma să explic. Noi am adus pe lume organizația Bevier. Un Ismael Sadia. Tu ai adus pe lume. Eu am adus pe lume organizația Bevier, încercând să împlinesc promisiunea lui Dumnezeu pentru viața noastră prin abilitatea mea. Ai trimis scrisorile la adresa greșită. Și Dumnezeu a zis, lichidează-o. Dar hai să zicem că ați făcut ceva ce afectează acum pe mulți alți oameni. Că ați adus pe lume un asemenea Ismael. Da. 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 Acum, trebuie să aveți grijă de el. Avraam a trebuit să aibă grijă de situația creată. Așa că nu puteți să spuneți, nu vreau ca oamenii să spună, m-am căsătorit cu persoana greșită, așa că divorțez, mă recăsătoresc acum cu cea potrivită. E total greșit. Sunteți căsătoriți cu acea persoană, rămâneți cu ea, Dumnezeu poate binecuvânta relația dacă onorați legământul. Nu faceți așa ceva. Tu ești un soț de tip Ismael, soțul meu de tip Isaac e dincolo. Nu, nici nu mergeți în direcția aceea. Așa vă veți distruge copiii și soțul vostru. Bărbații procedează așa cu femeile. Da, e adevărat. Așadar. De fapt, și femeile acum fac asta la rândul lor. Îmi pare rău, eu sunt aici să le reprezint. Azi dimineață îi spuneam mamei, mă doare când văd ce se întâmplă oamenilor când tații nu sunt tați. Am spus, e chiar mai rău decât atunci când mamele nu sunt mame. Mi-a răspuns, așa e, când tații nu sunt tați, copiii sunt dați peste cap. Într-adevăr, atunci se frânge legătura. Dar Dumnezeu poate îndrepta lucrurile și atunci. Ok, altă întrebare bună. De unde știm când ne îndreptăm spre anotimpul unui vin nou? Există speranța unui vin nou? Al vinului nou, da. Spuneai înainte că spre sfârșitul pustiei situația devine mai insuportabilă. Dificilă. Ai amintit mai devreme vinul cel nou. De unde știu că intru în anotimp al vinului nou? Care sunt indiciile? Dumnezeu făgăduiește că există întotdeauna o țară promisă dincolo de pustie. Aceasta e promisiunea Lui pentru noi, dacă ne raportăm corect la pustie. Cu alte cuvinte, nu ne plângem, nu păcătuim, nu cedăm ispitei sau păcatului, stăm cu privirea țintită la El, ne hrănim cu credincioșia Lui, cu cuvântul Lui, care e mai necesar decât hrana. Îmi plac cuvintele lui Iacov despre Iov, când vezi finalul pe care Dumnezeu l-a avut în scop, wow, de a-L binecuvânta într-un mod îndoit. Ascultați, dacă sunteți în pustie, există o țară promisă. Dacă ascultați ce vă arată cuvântul Domnului în cursul acesta, înțelegeți că urmează un vin nou, urmează o promisiune nouă, urmează o țară promisă, cu siguranță că cel e credincios. Dacă nu i-ați fost credincioși, El nu vă va duce la sfârșitul acestei perioade, pentru că acolo să nu vă aștepte nimic. Îmi place lucrul acesta. Cred că ai sugerat deja că în perioada în care te îndrepți spre vinul nou, cel vechi a secat. Da. Burduful e gol. Așa este. Deci, vrem să învățăm de la cei care străbat cu bine pustia și nimeni nu a făcut-o mai bine ca Isus. Ce model de urmat ne-a lăsat pentru viața în pustie? Nu cred că Luca și Matei consemnează accidental faptul acesta, care e pomenit și de Marcu, dacă nu mă înșel, dar Isus a folosit cuvântul scris pentru a lupta cu ispita de a nu-L asculta pe Dumnezeu. Da. Este scris. Asta înseamnă că trebuie să știm ce e scris. Și aș vrea ca studenții noștri să audă lucrul acesta. El nu a spus, Doamne, te rog să-l alungi pe cel rău de aici. Iisus i-a vorbit direct diavolului. Nu îndreptați sabia spre Dumnezeu, ci spre dușman. Vrăjmașul este duhul acestui viac, duhul lumii. Trebuie să vă adresați direct lui. Este scris. Dumnezeul meu va îngriji de toate nevoile mele. Este scris. Prin rănile lui Iisus Hristos am fost vindecat și sunt din nou întreg. Este scris. El e înțelepciunea mea. Eu am înțelepciunea lui Dumnezeu. Cu orice mă confrunt, cuvântul lui Dumnezeu se adresează acelei situații. Știi ceva? În timp ce vorbeai, mi-am amintit de vremea de început al căsniciei noastre, când toate mergeau rău. Ne-am trezit într-o zi că geamul mașinii explodase din cauza căldurii prea mari dinăuntru și scaunul din față era plin de ciobă. Am făcut pană, alternatorul s-a stricat. Nu aveam bani să mâncăm în oraș, dar nici benzină să mergem la prânz acasă, așa că ne
puneam masa la pachet. Tu încă lucrai la Rockwell. Eu lucram la o biserică, te-am sunat plângând și ziceam, ce se întâmplă? Vorbeam la telefon când Duhul lui Dumnezeu ne-a umbrit pe amândoi și ne-a spus, nu eu sunt cel care stă între voi și nevoia voastră. El ne-a zis, trebuie să vă adresați vrăjmașului, fiindcă noi spuneam, o, Doamne, de ce ne faci asta? Noi dăm zecioală, facem una și facem alta. Iar apoi totul s-a schimbat. Da, am început să rostim. Să rostim cuvântul lui Dumnezeu în dreptul situației, nu să ne adresăm lui zicând, de ce nu lucrez. Am spus, noi dăm zecioară, suntem copiii Dumnezeului Preasfânt, îl mustrăm pe nimicitor în numele lui Iisus și nicio armă făurită împotriva noastră nu va prăpăși. Orice limbă se va ridica împotriva noastră. Am început să rostim cuvântul lui Dumnezeu. Țin minte că totul s-a schimbat când am încetat să-L vedem pe Dumnezeu ca pe Cel care ne oprește binecuvântările, ci L-am văzut ca pe sursa lor, iar pe vrăjmașul nostru ca pe Cel ce le oprea. Ok, urmează o întrebare foarte bună. Dacă o definiție brută a pustiei este lipsa prezenței tangibile a lui Dumnezeu, înseamnă că în perioada pustiei nu vom simți niciodată prezența Lui? Nu, nu, câtuși de puțin. Din când în când, Dumnezeu vă oferă câte o oază. Țineți minte când au ajuns copiii lui Israel la Elim și au dat peste palmieri și izvoare. Acolo au avut parte de momente de împrospătare. Dumnezeu știe când aveți nevoie de ele și apoi vă trimite iar la drum. Răspunsul este că există momente când prezența Lui se simte cu putere, la intervale mari. În timp ce suntem în pustie. La intervale considerabile. Da, la intervale considerabile. Acestea sunt câteva dintre întrebările și răspunsurile cele mai provocatoare. Mulțumesc că mi-ai îngăduit să-mi pun ochelarii și să te interoghez. Acum dai jos. Prea bine. A fost o adevărată onoare să-mi pui aceste întrebări tu. Te prețuiesc foarte mult. Te văd ca pe o voce importantă în trupul lui Hristos de astăzi, nu doar pentru femei, ci pentru toți. Îți mulțumesc pentru ce faci, Lisa. Ești un model pentru alții. Ei bine, dacă nu ai fi fost soțul meu care a rostit viață peste pustietatea mea, peste unele perioade de uscăciune din ea, nu aș fi astăzi aici cu voi. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut.